Ița a găzduit din nou turneul AMITT în Papa Sam, competiție adresată amatorilor și profesioniștilor din zona de vest a României. Finala adresată copiilor între 11 și 14 ani a fost de fapt o partidă între dumbrăvițenii Daniel Moldovan și Bogdan Badea, ultimul dovedindu-se mai concentrat, astfel reușind să câștige disputa cu rivalul său de la ACS. La fel de spectaculoasă a fost și finala pentru copii de sub 10 ani, unde gemenii Adam și Tamaș Cornia din Salonta au luptat pentru locul întâi. Salonta a fost declarată câștigătoare și în clasamentul avansaților, unde Kiroi Pongraț a terminat pe locul întâi. La începători, tot Bihorul a fost la înălțime, orădeanca Amalia Boroș câștigând competiția în fața timișoreanului Vasile Isopescu. În clasamentul Open, Bogdan Roman a triumfat în fața piteșteanului Liviu Petrescu. Iată, sala polivalentă din Dumbrăvița deja găzduiește a doua oară o competiție importantă de tenis de masă. Da, așa este. Această competiție este susținută și cu sprijinul sponsorului nostru din Germania, IOLA MITT, și cu al doilea sponsor important, Papa Sam, bineînțeles, ne sprijină Comuna Dumbrăvița prin aceste bune condiții care acum se pot observa că am reușit să le dobândim, iar dacă încă mai sunt mici retușuri, dar zicem că a avut un impact foarte bun deja prima competiție, care a avut loc în urmă cu vreo 3 săptămâni și jumătate. Și de această dată au venit în jur de vreo 120 de participanți. Am căutat să facem pe mai multe categorii de vârstă, începând de la categoria de 80 ani, 11-15 ani, după aceea la amatur am făcut categoria de începător, avansat și open. Bineînțeles că copiii noștri care sunt foarte dornici să participe în cât mai multe competiții și-au exprimat dorința să joace și la categoria de senior open, adică unde sunt, zicem noi, cei mai buni, mai versați și unde ei sigur că vor avea meciuri destul de grele de înfruntat. Ce detalii ar mai trebui să facă primăria, în primul rând, la sala polivalentă ca sportivii de tenis de masă să fie mulțumiți în totalitate, în sensul confortului pentru jocurile oficiale? Da, probabil că se știe de multă lume că va trebui să ridicăm puțin luminozitatea să fie mai bună, pentru că pentru o competiție de nivel național sau internațional trebuie să îndeplinim niște condiții de un număr de lux și după aceea, bineînțeles, de a îmbunătăți temperatura din sală, că pe moment n-am reușit să punem în funcțiune funcționarea căldurii din diferite motive, nu are sens să le discutăm acum, dar să sperăm că poate în maxim 2 săptămâni, pentru că în luna decembrie anunțăm de acum că vor fi cei mai buni sportivi ai României la noi în Comuna Dumbrăvița, pe data de 11-13 decembrie, când vom organiza Cupa României atât la tineret cât și la senior. Și țin să vă spun că nume ca Dodean Daniela, care cam fostă campioană europeană, participantă la foarte multe turnee și open-uri internaționale, medaliate, că nu ne ajunge timpul să vă spunem acum toate turneele unde ea a avut câștig. Nu se știe ceilalți, iar sportiv, atât și la băieți, nu-i exclus poate dacă Samara Elisabeta să fie liberă să poată să apară și ea, pentru că știm că ea joacă cu contract în străinătate și este coptată la turneele foarte mari din străinătate. La băieți poate să fie un Adrian Dodean, poate să apară un Crișan de la Bistrița, deci Cioti de la Constanța, care toți sunt sportivi medaliați în tot felul de turnee internaționale și sunt
încă activ la cluburile din străinătate. Deci cred că ar fi o deosebită onoare pentru comuna noastră, pentru clubul nostru, pentru județul nostru să aducem așa sportivi de valoare internațională, pentru că la copiii noștri ar fi un bun prilej ca să îi vadă pe acest sportiv, să le urmeze drumul în viață, pentru că așa au început toți și nu se știe niciodată care dintre ei vor ajunge sus. Ținând cont, vreau să fac o mențiune acum, că avem în lotul de copii, la juniorii 3, trei sportivi deja nominalizați de un an de zile care merg la pregătire. Și acum, în ultima întrunire care am avut, au mai fost încă doi nominalizați. Deci 5 sportivi dintr-un grup de 10 și sunt toți numai de la Dumbrăvița. Cred că spune ceva că aici avem o activitate foarte bună, toată lumea se implică și ne dorim să ne putem mândri cu ei și peste un an și peste doi și peste mai mulți ani. Ce urmează pentru aceste Dumbrăvița până la Cupa României, dacă mai sunt competiții în care sunt angajați sportivii noștri? Deci, în primul rând, echipa de Superliga, care se știe că pe data de 20 va face deplasarea la Novi Sad, la orele 20:30 ora Serbiei, vom juca contra echipei din Novi Sad, calificarea pentru intrare în primele 8. Deci este deja turneul eliminatoriu. Noi sperăm că fetele se vor putea mobiliza și să fie în forma cea mai bună la ora respectivă și să putem vorbi ca după turneul de la Novi Sad să mai facem un pas înainte, să vedem unde vom reuși să ne deplasăm, ori în Turcia, ori în, Slovacia, pentru că au fost... în Cehia, pentru că aceste două țări s-au întâlnit și se vor întâlni și vom afla verdictul, unde ne vom deplasa. Deci asta este una din competiții. Bineînțeles că copiii mai au meciurile de etapă din Ungaria pe weekendul următor și pe sfârșit sau pe mijlocul lunii decembrie, exact când e și Cupa României, dar cu o diferență de o zi, copiii vor avea un turneu foarte mare organizat tot la Novi Sad, până la categoria de 15 ani, unde ne vom deplasa cu un grup foarte mare de sportivi, pentru că avem deja fetițe între 8 și 10 ani care promit foarte mult și ne bucurăm că pe lângă băieți am reușit deja să facem o grupă bună de fetițe și care să vorbim și despre ele tot pozitiv în următoarele întrevederi.